Salut! Încă un video, un test de console. Nu eram sigur dacă să-l fac sau nu. PSP-urile, ce le-am văzut în videoclipul cu achizițiile, 50 de lei ambele. Cel mai mult pe mine mă interesează bateria. Da, să vedem și dacă sunt funcționale. Ideea e că acesta a fost desfăcut. Îi lipsesc triggerele. Eu nu știu dacă o să pornească. A, uite că primește power. Vedem dacă și funcționează. Cred că-i dus ecranul. Cel mai probabil că nu zice nimic. Na, bun, cu asta e treaba rezolvată. Oricum, carcasa asta arată super bine. E un pic zgâriată, dar o să mai încerc să văd și după ce pun triggerele la el. Sau nu știu dacă mai are rost. Deci, dus display-ul. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Să vedem și ăsta. Pachetul la fel. A, uite, ăsta că pornește. Dar îi lipsește butonul. Butonul joystick-ul. Poate îl pun pe la alb sau schimb carcasele între ele. Pare ok. Trebuie să-l curăț. Sunt curios de baterie mai mult. Zice că încarcă. Asta ar fi super pentru că îl mai am și pe celălalt. Și da, acum apare că încarcă. Mai am și celălalt PSP și voi folosi bateria la celălalt. Ok. Ia să vedem și cum umedeu. Să stau să țin să vedeți ok, nu știu dacă vedeți ok. Curios dacă merg toate butoanele. Da, o să le probez eu treptat astea. Că volumul nu merge. Nu sigur de butoanele astea de jos dacă sunt funcționale. Că mi se pare că nu fac nimic. Na, bun, cam asta a fost
și testul. Curios cât o să țină și bateria. Deci două PSP-uri, 50 de lei ambele, plus jocul. Acesta, cum am spus, a fost testul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!